După activarea comandamentului de iarnă, prefectul județului și cei doi subprefecți au mers pe teren, astfel monitorizarea județului a fost împărțită pe trei zone. La ora prânzului în județ se circula cu dificultate în condiții de iarnă, preponderent pe drumurile județene din zona de nord, unde au existat blocaje temporare. Din cauza ninsorii au fost probleme și în ceea ce privește energia electrică. Au fost afectate la primele ore ale dimineții aproape 200 de puncte de transformare. Peste 11.000 de abonați din 24 de localități au rămas fără curent electric. În plus, pompierii au fost solicitați să intervină pentru degajarea arborilor căzuți sub greutatea zăpezii.